Facebook și Instagram au picat preț de câteva ore în toată lumea. Elevii din Timișoara spun că a fost un moment prielnic pentru a se putea apuca de învățat. Cred că e ok să mai ne detașăm uneori de tehnologie și să mai luăm uneori o pauză și chiar am avut timp să, nu știu, să mai repet, să am parte și de alte activități față decât doar de internet. De obicei, Facebook, Instagram îți fură mult din timp, stai mult pe aceste rețele sociale? Da, chiar cred că foarte mult timp mi-e ocupat de ele. Și din cauza asta, nu știu, îți neglijezi școala sau alte lucruri? Nu, că am învățat să-mi prioritizez cumva timpul și pe ce activități să-l bazez. Deci nu te-a afectat foarte tare că au picat aceste rețele? Nu, sincer m-am bucurat puțin că am putut să mai trăiesc momentele. Tinerii recunosc că rețelele sociale le fură mult timp din zi. Orele zboară atunci când stau pe Facebook, Instagram, TikTok sau alte platforme. N-am văzut corp picat. Dar spuneți sincer, vă fură mult timp fără să vă dați seama aceste rețele sociale ca nouă tuturor până la urmă? Da, foarte mult. Și da. Ce faceți acolo? Vorbesc cu prieteni, atât, cam atâta. Și nu simțiți când trece timpul? Nu, deloc, absolut deloc. Cam câte ore stați așa pe rețelele sociale? În ultimul timp mai puțin, că am învățat. Dar, în general, nu știu, 5 ore pe zi. Petreci mult timp pe rețelele sociale? Da, dar nu exagerat. Ce faci în mare parte acolo? Păi vorbesc cu prietenii mei și cam atâta, nu... Specialiștii trag un semnal de alarmă că folosirea în exces a rețelelor sociale poate fi un factor extrem de nociv. Dezvoltarea anxietății și chiar instalarea depresiei sunt doar câteva din repercursiunile orelor pierdute pe internet.